tare, oameni buni, în cursul acestui video aș vrea să discutăm despre o transformare mai mult decât spectaculoasă. Este posibil să fie cel mai mare număr de kilograme pe care, la care am putut să particip în a fi dat de jos. Este vorba despre Flaviu, un client cu care colaborez de la începutul anului 2017. A plecat de la o greutate de 137 de kilograme și a reușit să ajungă la 75 de kilograme. Vorbim de noiembrie 2017. De reținut că această greutate de 137 de kilograme o avea la nivelul anului 2009. Ulterior a încercat diverse metode de a slăbi, a reușit să dea jos o mare parte, însă a ajuns la o etapă de platou, la o etapă în care pur și simplu nu mai putea să dea jos, sub 100 de kg, 90 ceva, undeva în ianuarie și a trebuit să ne punem mintea la contribuție, pentru că un corp obișnuit cu tot felul de diete, obișnuit cu tot felul de regimuri alimentare, deja reacționează foarte greu în contextul în care tu deja ai testat pe corpul tău, te-ai dus în înfometare, te-ai dus în deficit caloric enorm de mare, metabolismul tău încetinește într-adevăr și devine din ce în ce mai greu, devine imposibil, nu devine din ce în ce mai greu, devine imposibil să mai slăbești. Și atunci Flavio a luat decizia să ia legătura cu mine, să-l ajut la această transformare. Cred că a fost unul dintre primii mei clienți și am fost încântat să plecăm pe acest drum, pentru că mi-am dat seama de ambiția pe care o are. Ia uitați-vă de la ce greutate plecăm. Aici, în această poză, nu avea 137 de kilograme, avea undeva la 120-125 de kilograme, da? Bun. Aici deja îl avem în cursul anului 2017. Și deja începusem să lucrăm, dădusem foarte mult jos. Aici îl avem undeva la 80-85 de kilograme și deja în partea dreaptă undeva pe la 75-80, deci sunt minus 62 de kilograme de la situația de la care s-a plecat. Nu de la 120 cât avea aici, de la 137, da? Bun. Pur și simplu, vedeți, aici sunt pantalonii. Sunt pantalonii pe care avea, care strângeau la momentul respectiv, da? Pe care îi avea în această poză, când avea 125 de kilograme. De aceeași pantaloni, deja în cap două persoane în pantalonii aia. Imaginați-vă ce ambiție a avut acest băiat. Este ceva mai mult decât extraordinar, adică gândiți-vă că nici eu nu am plecat de la o greutate de genul ăsta. 137 de kilograme. Doamne. Da. Deci aici se poate urmări, aici este, v-am spus, la nivelul anului 2009. Deja aici am început să lucrăm în 2017. Când deja ajunsese într-o fază de platou și am reușit să dăm jos ultimele 10-15 kg. Așa. Uitați, aici este un video, da? Imediat o să vă arăt și video. Ia uitați, să vedeți procentul de grăsime corporală, cât este de redus. Ia uitați pielea, cum se strânge, da? Așa. Și aici avem două filmulețe pe care așa vreau să am plăcerea să vi le arăt. Ia uitați. Boa.
exemplu extraordinar. Ce să vă spun, sunt multe de spus. Transformarea asta nu a avut loc rapid. Gândiți-vă că a fost foarte mult de lucrat. Vorbim de un corp care testase pe foarte multe metode de a slăbi. Vorbim de un corp extrem de rezistent. Vorbim de ultimele 15 kg. Pentru că el a ajuns la pătrățele. Aici nu vorbim de faptul că a slăbit. Putea să rămână foarte simplu la 90 de kg. Și a dorit mai mult de atât. Și a dorit să obțină masă musculară. Și a dorit să ajungă la pătrățele și așa mai departe. Chestia asta nu se poate face peste noapte și într-adevăr a durat câteva luni bune, însă sunt extraordinar de mândru de rezultatele care s-au obținut. Flaviu este probabil cel mai ambițios client pe care l-am. Vorbim aici de punctul de plecare, de cele 137 de kilograme. Eu nu spun că clienții ar fi mai puțin ambițioși, însă nu au plecat de la o greutate atât de mare să ajungă la pătrățele. Acum fiecare, în funcție de organismul său, poate avea un genetic care să nu-i permită să se ducă într-o greutate de genul 137 de kilograme. Și atunci este un norocos, are mai puțin de muncă când va veni vorba de transformare corporală. Rezultatele se văd de la sine, transformarea se vede, este suficient să punem cele două poze, este suficient să ne uităm, este suficient să ne uităm doar la poza asta în care în pantaloni ăștia încap două persoane, da? Și gândiți-vă că a slăbit greutatea unui om, deci el a slăbit 62 de kilograme. Sunt mulți băieți care au 62 de kilograme și fete. Înțelegeți? Cam asta este. Vă mulțumesc că ați urmărit acest video. Intenționam de mult să venim cu un update vis-a-vis de progresul lui Flaviu și mă bucur foarte mult că am putut să particip la transformarea lui Flaviu. Pentru mine este o realizare extraordinară și sunt extraordinar de mândru de rezultatele obținute de Flaviu. Așa că hai să vă mai spun o chestie. Nu contează de unde pleci, contează unde ajungi. Și nu contează că ai 150 de kilograme, după cum vedeți, poți să ajungi să ai pătrățele, poți să ajungi să arăți extraordinar de bine. Chestia asta spune multe, da? Așa că dacă vă încadrați într-o categorie de genul ăsta, peste 100 de kilograme, la mod serios, gândiți-vă, poate ai 100 de kilograme, poate ai 110 kilograme, gândiți-vă că alții au plecat de la 140 de kilograme și tot au reușit să ajungă la pătrățele. Gândiți-vă cu ce s-au luptat ei. Ei s-au luptat cu încă 30 de kilograme mai mult decât ai tu, poate tu ai 110 kilograme, da? Ei a trebuit să dea jos alea, 30 de kilograme, au trebuit să le dea jos, pentru a ajunge la greutatea ta, dacă ai 110 kg. Și tu te plângi că te poți să mănânci piept de pui și salată? Eu cred că ar trebui să strângi din dinți și să faci tot posibilul să respecti planul, dieta, regimul de antrenament pe care ți-l dau, pentru că împreună putem să reușim 200%, da? Este vorba doar de ambiție și muncă. Pentru că avem toate uneltele necesare pentru a te aduce în punctul în care îți dorești, da? Nu contează câte kilograme ai, poți să ai 200 de kilograme. Vrei să ajungi la 50 de kilograme? Te slăbesc până la 50 de kilograme. Vrei să ajungi să ai 35 de kilograme? Deja mulți oameni nu mai sunt în viață la 35 de kilograme. Te ajut să ajungi la 35 de kilograme. Vrei să ai 75, te ajut la 75. Nu există limită, nu există barieră, nu există în domeniul slăbitului, nu există, cum să vă spun, o limită până la care să zici, gata, sub greutatea aia nu mai pot slăbi. Nu, am toate uneltele necesare, din toate punctele de vedere, în așa fel încât să te aduc la greutatea pe care ți-o dorești tu. Bineînțeles, una este o greutate normală, alta este o greutate pe care ți-o dorești tu. Poate tu vrei să ai cu 10 kg mai puțin decât greutatea normală, te imaginezi skinny. Și atunci facem și lucrul respectiv. Este, cum să vă spun, posibil absolut orice și consider că am toate uneltele necesare pentru a obține rezultate 200%
pentru a obține rezultate și a slăbi, a te slăbi cât îți dorești tu. Vrei 50 de kg să dăm jos? Le dăm jos, nu este absolut nicio problemă. Cam asta este cu transformările astea corporale, în special vorbim aici de transformarea lui Flaviu, extraordinară, cea mai grea, aș putea spune, transformare dintre toți clienții pe care am avut până în momentul de față. Vă mulțumesc că ați urmărit acest video și rămâne să ne auzim și în alte videouri. Vă salut!